Femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani pot face testul Babeș Papa Nicolau gratuit în sectorul 6 al capitalei. Sute de femei au mers la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie la unitatea mobilă de testare pentru a beneficia de această analiză. Legat de caravana care este acum în sectorul 6, în curtea Centrului Sfântul Nectarie, ea va sta aici până vineri. Și după aceea, săptămâna viitoare, începând cu 28 iunie până pe 2 iulie, vom merge în Giuleș, pe strada Răsarniței, numărul 59, la școala 161. Foarte important, având cancerul ăsta pe care îl am, sunt ferm convins că și testul ăsta este la fel de important ca și celelalte. Am decis să vin pentru că n-am mai făcut de mai mult de un an testul Papa Nicolau și știu că este important. Stau în zonă, deci chiar m-am gândit că e potrivit să vin, mai ales că n-am făcut acest test de vreo 2 ani și apreciez că fiecare dintre noi, dintre femei, bineînțeles, trebuie să se preocupe de sănătate și să... Și dacă au puțin timp la dispoziție, să se informeze și să vină să facă acest test, că este necesar. În țara noastră, în fiecare an, se înregistrează peste 4.000 de cazuri noi de cancer de col uterin. 7,5% din totalul cazurilor la nivel european provin din România. Potrivit specialiștilor, rata mortalității la noi este cea mai ridicată din Europa și de 4 ori mai mare decât media. Unul dintre motive este faptul că testarea nu este realizată anual, iar celulele canceroase sunt depistate prea târziu.